Uitați-vă și reparație în toi la cahul. Excelent. Bună. Excelent. Salut. V-ați apucat de capul drumarilor de am. Ce nu vă place drumul de la capul? La noi, n-aș vrea să zic că ori m-am apucat de capul lor, ori dacă se face, nu ne place. Ideea care? Că ieri mă duceam la capul, în jurul orei 14. Nu înțelegeam de ce mașinile merg cu atenție maximă și în coloană, cu luminile aprinse. Era frig, apa era înghețată, copacii plini cu promoroacă, ceața era deasă. Până ajunge la cahul, la antena televizică, cum se mai numește porțiunea cei de drum, la Moscovie am văzut rămat o porțiune de drum. Nu înțelegi, chiar și acum s-o fi apucat ea de reparat? Cu adevărat, când se intrăm în cahul, dar mă duceam cu mașină de ocazie. Când în cahul că se intrăm, într-adevăr, cineva dirija transportul, circulația, și dintr-o parte și din alta, dar mașini și utilaje și lume acolo chiar erau mulți. Eu am coborât, într-adevăr am filmat, n-am putut să vorbesc cu nimeni, că cineva dezbătea cu un lom sau cum se numește asfaltul acela, de o mașină foarte mare, era descărcat câte o leacă. Și astăzi, ce vă pare, am vrut să, adică am sunat, până la urmă eu m-am interesat cine se ocupă de renovarea acestui drum, și anume acum când îngheață apa în toacă, este pretinsa organizației ESA Drumuri, cândva era la cahul, ESA Drumuri testată această organizație. Acum, de câțiva ani, o fi privatizat o Sergiu Drangoi, care nu știu acum mai este, el vicepreședinte, el Consiliul Raional, dar un băitan tânăr, chiar aș vrea să vină cu replica. Și vreau să zic, este așa o expresie, că bea cuțolul în cap. Acei care spun că nu prea beau, dar totuși servește nepșepnic, dar la noi se fură ca în codru mare, ca codru verde și nimeni îl vede. Tot astăzi am înțeles, m-am interesat, eu am sunat, am înțeles că Sergiu Drangoiș poate să vină cu o replică. În acești 4 ani cât a fost el la Consiliul Raional, și-a fi construit un castel de minuni mare. Castel mare și cu un gărdoi înalt și încă și cu pază. Și atât timp cât noi nu avem drum bun și ei tot, Doamne, hămâi sau nici nu știu cum să zic că sunt drumuri bune, noi n-am văzut. Apropo, același drum, tot așa drum rău, este și porțiunea Tătărâști, cahul, tot drum rău. Dar drumul acesta, care duce, vă zic, spre Vama Giurgiulești, este drum internațional. Nu, și național, dar drum internațional. Și spuneți-ne, cam și de drumul ăsta i-a construit acum în prag de iarnă, când este 0 grade, vă zic, copacii promoracă plini și ei așezau puțin. Dar ce interes ar avea să facă drum acum că nu mai sunt alegeri sau credeți că se pregătesc de anticipate? Da, cine, Doamne iartă-mă, nu știu cum să zic, cine știe și că săptămâna asta eu am mai avut o discuție cu președintele Consiliului Raional. Iarăși la o problemă, avem noi un sătuc, adică în comuna noastră, care drumul e deteriorat, e strașnic. Și apropo, dumnealui îmi spune, dar știți că noi ne-am apucat de drum, deși eu pe drumul și ala, nu circul. Și totuși am întrebat pe cineva, zice că da, merg lucrările și acolo. Ei, poate eu
Dar plângerile am depus mai multe, adică și scris, și verbale, tot timpul îi sunam. Să fie asta, poate, parcă n-aș crede că asta să fie. Dar știți ce mă indignează? De ce la noi în țară nu monitorizează nimeni? Nimeni nu știe, dar de ce nu ia o persoană civilă, din mediul civil, nu, din mediul societății, să cunoască, să motorizeze. Ieri am încercat să sun la ziarul ziua de astăzi. Nici ei nu erau acolo și nici n-au făcut niciun reportaj. De parcă asta tot se face pe de ascuns, ei apun acolo cum s-ar primi, numai că să fie pus, dar bănișorii posibil se ascundă acolo unde trebuie și la un loc bunișor și călduț. Monitorizează orice cetățean, mass media, sunt și instituții de control, dar acelea preferă să-și ia banii și șadă în birou pentru că nimeni nu le deranjează și nu le cere socoteală la rândul Dar lor. n-am văzut pe nimeni, doar că am văzut un bărbat mai tânăr acolo care l-a ajutat pe altul, dar toți aruncau cu lupiețele, cu un fel de ustensilii care, da, avea rezon și la comentariu cineva din Italia, stătea de-a nostru, care lucrează în Italia de ani buni, stabilit în Italia și lucrează anumit la drumuri. Și el, mă uimit, că dăm tămara, dar au pus o leacă de sare acolo. Că ai să vii la vară și ai să vezi și eu pus sare sau adică un fel de asfalt care se acoperă la rece. Dacă se acoperă la rece, dacă se încălzește, se topește deodată, băieți. Trebuie întrebați specialiști. Iată, chiar am să întreb de luni încolo, dar chiar vreau să vină cu o replică, să vină cu o replică, să vină cu o replică, fie și la Consiliul Raional, fie și însăși Drangoi, care el. Drangoi are toate utilajele astea și plus la aceasta au privatizat însăși chiar prepararea acestui, el îl vinde, așa din câte am înțeles. Și pe deși eu mai fi scotocit o leacă la ședința Consiliului, tot am văzut pe rețelele socializare că a fost ședința Consiliului Raional și deci acolo a fost mare, mare peptănare. Legat de drumuri sau de calitatea lor? Nu, dar de alte, de furturi, de tăinuirea sumelor de bani, așa cam era. Cei ce am văzut eu pe rețele socializare. Dar ce o fi împuns acum pe dânsă să așeze, să facă acoperirea asta pe traseul asta, chiar nu știu. Da, la așa, încă, cineva tot mi-a spus că adică se așează un strat pe, dar doar dacă nu este mai puțin de 14 grade, câteva zile la rând. Dar la noi temperatura e spre scădere și așează covertură de asfalt pe stradă. E pe traseu. Și noi ne plângem. Monitorizăm să vedem cât o să țină drumul. Păi, de atât așa am vrut, tocmai din acest motiv am vrut și v-am expediat dumneavoastră cele video, că n-am putut să le postez în întregime, că ele sunt puțin mai mari de 30 de secunde. Și acele de vă zic, cu maxim atenție circulau și deci dirijași dintr-o parte a drumului spre intrare, și din intrare Cahul și ieșire din Cahul, dirijau, adică circulația. Așa e când e Multe lume, șantieră, e foforturi. cu probleme, e cu deranj. Păi, dar vă zic, încă și vizibilitatea era rea. Nu, eu chiar nu înțelegeam. Și un tractor înainte, nu știu ce mai, cu smoală ceva o sfla, că noi eram uimiți. Nu știu, eu, de exemplu, pentru mine asta nu-i normal. Eu așa consider. Excelent. Uitați-vă asta. Merge treaba, băieți! Ești n-aud.